Informația momentului, fermierii cer guvernului într-o scrisoare deschisă să declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței în toate zonele unde mai mult de jumătate din suprafața cultivată este afectată. Ei susțin că sunt județe în care culturile de toamnă sunt afectate până la 80% și discutăm despre acest subiect cu domnul Arion Ionel, președintele Asociației Pro Agro, în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună ziua! Unde sunt probleme concret în acest moment? În partea de est a țării, Moldova, sunt județe întregi în care fermierii aproape că nu vor aduna nimic de pe câmpuri. Ce fel de culturi sunt afectate, proporția, și aș vrea să vorbim și despre această scrisoare pe care ați înaintat-o guvernului de declararea stării de calamitate. Culturile de primăvară sunt afectate, deja sunt pierderi foarte mari la porumb și floarea soarelui. Așa cum am spus și mai înainte, se poate ca fermierii de pe anumite areale să nu recolteze absolut nimic. Asta se suprapune și cu ceea ce s-a întâmplat la culturile de toamnă, grâu, rapită, orz, unde cantitățile recoltate au fost foarte, foarte mici. Starea de calamitate este necesară, este necesară a fi declarată pentru că asta este situația din teren. Va trebui declarată starea de calamitate, va trebui să intervenim pentru acei fermieri unde nu recoltează absolut nimic pentru că au contracte în derulare și vor trebui protejați. Am cerut acest lucru și în 2020 și nu s-a întâmplat. Gândiți-vă că la un an distanță acești fermieri întâmpină aceleași probleme catastrofale. Sperăm ca autoritățile să ne audă și să putem să rezolvăm situația din acele zone unde, într-adevăr, nu se recoltează absolut nimic. Ce ar trebui concret să facă membrii executivului, guvernul, în acest moment, în această situație? Încă de acum aproximativ 30 de zile am cerut ca în județele unde sunt afectate culturi, să se înființeze acele comisii de constatare a pagubelor. În unele județe s-a întâmplat, în altele nu. Încă insistăm pe aceste comisii pentru că trebuie constatate, trebuie evaluate acele pagube, pentru că la rândul lor fermierii vor trebui, inclusiv în fața ANAF, să răspundă pentru investițiile pe care le-au făcut, dar nu au realizat recolte și vor trebui să plătească taxe și impozite către stat, dar nu vor avea de unde. Și prin acele procese verbale de constatare a calamităților se pot absolvi aceste ferme de plățile care ar trebui să le facă în viitor către statul român. Spuneați ceva mai devreme, domnule Arion, că sperați să vă audă autoritățile. E bine, în legătură directă cu noi chiar în aceste momente se află ministrul Agriculturii, domnul Petre Daia. Bună ziua, domnule ministru, și mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor noastre, și salutul de respect pentru domnul Arion, pe care l-am ascultat, auzindu-l timpul acesta de când noi am intrat în legătură și, evident, vreau să-i dau un răspuns direct. Vă rog. Autoritățile l-au auzit. Terenul spune ceea ce dumnealui vă afirmă acum, înțelegând că starea culturilor este afectată sau vegetația culturilor este afectată de lipsa de apă, datorită temperaturilor ridicate, evident, asociate cu lipsa de apă în sol prin seceta pedologică consemnată de specialiști și văzută la fața locului. Eu am imediat după depunerea jurământului, când s-a încheiat acel demers juridic prevăzut de Constituție și s-a validat misiunea mea, înțelegând aici depunerea jurământului, am plecat în țară vineri după amiază să văd cea mai afectată zonă a țării. Așa se face că am plecat din București prin Călăraș, Brăila, Galați, Vrancea, Vaslui, Iași, Botoșani, Neamț, Bacău și Buzău, reușind să văd în două zile 10 județe, discutând cu fermierii, văzând culturile în câmp, trăgând concluziile necesare
și evident făcând ceea ce, ce trebuie în această perioadă. Și după ce ați văzut cu ce se confruntă fermierii, ce soluții aveți, domnule ministru? Iertați-mă, pe de o parte au fost soluțiile la fața locului discutate și puse de acord cu fermierii și cu cei ce au stații de au în culturi în perimetru irigabil și evident unde se poate mări capacitatea aceasta de refulare a apei pentru a realiza nivele de exploatare în zonele irigabile. De aceea am fost cu domnul director general de la ANIF, care a dispus măsurile tehnice la fața locului. În al doilea rând, evident, am stat de vorbă cu fermierii care au cerut înființarea, ceea ce spunea și domnul Arion, a comisiilor respective. Vreau să vă informez în premieră acum că după 24 de ore deja avem un ordin modificat și vreau să îi mulțumesc pe această cale colegului de la interne care a înțeles chemarea noastră și împreună am semnat un ordin comun pe care îl comunic imediat în câteva ore țării prin videoconferința care o voi avea acum cu structurile teritoriale, în așa fel încât să intre toată lumea în dispozitivul de lucru și să se folosească de modificările ordinului privind regulamentul acesta de determinare a pierderilor, unde am stabilit ceea ce fermierii au cerut, și anume să le asigurăm libertatea de a decide la fața locului și acolo unde plantele care fiind de calamitate total, să intre la recoltare pentru a fi folosită masa vegetativă în zootehnie și să lase terenul liber în vederea pregătirii anului agricol următor. În așa fel încât ei să nu fie penalizați de APIA prin normele stabilite de regulamentele europene privind acordarea subvențiilor. Într-un cuvânt, iată un instrument rapid pus la mână care l-au acum fermierii și pot să acționeze ca atare. Și pentru că dumneavoastră, domnule ministru, i-ați răspuns domnului Arion Ionel, acum aș vrea și dumnealui, președintele ProAgro, să răspundă la ce ați spus dumneavoastră, cum vi se pare aceste variante venite din partea Ministerului Agriculturii. Da, mulțumim Ministerului pentru faptul că a dat curs cererilor noastre, cererilor fermierilor. Ne așteptam să se întâmple acest lucru, însă de ce trebuie de fiecare dată să facem atât de multe eforturi când lucrurile sunt în regulă? Se știa de acest lucru. Nu, pentru mine n-a fost niciun efort și eu n-am primit nicio solicitare. Îndemnul a fost dat de reflexul unui inginer agronom care știe situația, plecând în teren, discutând cu fermierii și stabilind concret la fața locului. Aici nu este cale de dispută, ci este acțiune comună pentru a putea trece de acest episod extrem de delicat pe care îl avem cu toții în țară. Într-un cuvânt, înțelegem și dumneavoastră și eu rolul și rostul și fermierii de asemenea și ne apucăm de treabă pentru a putea depășiți, cum spuneam, această situație delicată. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această intervenție. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Arion Ionel, pentru intervenție și pentru discuție. Urmărim să vedem ce modificări vor fi aduse. Da.